Basilica Viorica Dăncilă ține o ședință de guvern în care face promisiuni, domne, zici că e campanie electorală. Bani pentru orfani, bani pentru investiții, ceva, hai de mine, zici că o să curgă lapte și miere. Femeia se pregătește să preia șefia PSD, va fi dirijată de Dragnea din pușcărie. Tot ce spune astăzi în conferința de presă e propagandă, sunt chestiuni venite de la consilierii de imagine care l-au servit pe Dragnea și probabil o servesc pe Dăncilă. Eu vreau să vă vorbesc despre o altă mare doamnă în ghilimele a PSD-ului, pentru că PSD-ul reușește să producă numai dezastru administrativ în această țară. Dezastru la nivel de guvernare și dezastru la nivel de guvernare locală. N-am apucat să vorbesc, vroiam ieri să fac acest comentariu, dar a fost incidentul cu jandarmii care m-a ținut puțin ocupat pe la IML, pe la poliție. Să vă vorbesc despre Gabriela Firea și cum a reușit această creatură a infractorului Dan Voiculescu să aducă Pita Mai, capitala României, în faliment. Oameni buni, ați auzit vorbindu-se despre falimentul Bucureștiului? Este o situație extrem de gravă, este o contraperformanță administrativă incredibilă, șocantă. De ce? Pentru că București, capitala României, este orașul unde și-au sediile aproape toate corporațiile multinaționale. De aici se încasează cele mai multe taxe și impozite. Este orașul cu cele mai multe unități de locuit, impozitul pe locuință, știți, cu cele mai multe autovehicule. Nu vorbesc de toate firmele care plătesc taxe și impozite aici. Deci este teoretic orașul cel mai, și practic, cel mai dezvoltat oraș economic al României. Este orașul unde se încasează cele mai multe taxe și impozite. Deci este teoretic imposibil să bagi în faliment acest oraș, dar practic este posibil când orașul este administrat de Gabriela Firea. Gabriela Firea și de cei 6 primari de sector, toți PSD-iști. Uitați, merge prin sectorul 6 acum, apropo de cum se bagă în faliment un oraș. Vedeți aici, în partea stângă a imaginii, aici, da, aici, așa, vedeți bordurile pe care le schimbă primarul de la sectorul 6. Deci pune borduri peste borduri pe tot bulevardul Maniu, pe 12 km de bulevard, fără să fie necesar acest lucru. Clar, astea sunt șmenuri, sunt firme prin care ei suc din banii, din banii bucureștenilor, suc către ei, către firmele lor de partid, ca să se îmbogățească, ca să facă rost de bani pentru partid. Ce a făcut Gabriela Firea? Despre asta vreau să vorbesc, dragii mei. Eu am sesizat de-a lungul timpului și am tot făcut comentarii, am și pus pe Facebook, am arătat, domne, asta este complet incompetentă și pe lângă faptul că e complet incompetentă, asta distruge pur și simplu economic capitala. Și sunt două lucruri despre care vreau să vă vorbesc, foarte, foarte importante. Unde s-au scurs banii, pentru că bucureștinii plătesc foarte mult bani, taxe și impozite și toate firmele care au sedi aici, cele mai mari, sediu central, cele mai mari firme multinaționale din România au sediu central în București și plătesc la taxe și impozite o grămadă, o grămadă. Deci nu e problema că orașul nu are bani, are bani, are bani foarte mulți. Problema este că s-a furat enorm, enorm. Și sunt două lucruri pe care le-a făcut Gabriela Firea. Unu, a înființat o serie de firme, așa zise firme ale municipalității, al căror scop a fost să creeze sute și sute de sinecuri pentru toți cei care, într-un fel sau altul, aparțineau de PSD sau de mafia din jurul lui Pandele, bărbatul lui Firea, de la voluntari, sau de mafia din jurul lui Firea, și care au primit funcții, de la funcții de director până la funcții de șofer, de ce crezi dumneavoastră? O grămadă de firme municipale a înființat Firea. Nu intru foarte mult în detaliile concrete, găsiți pe net dacă doriți și mai multe informații, încerc să păstrez comentariul cât mai scurt. A înființat aceste firme, aruncând foarte mulți bani, sute de milioane de euro în aceste firme și ele au fost făcute pentru a sifona pur și simplu banii bucureștenilor. Firme care au fost atacate în instanță prin demersuri ale consilierilor și reprezentanților partidelor de opoziție și instanța a constatat că ce a făcut Firea este ilegal.
Deci este și certificat de instanță că ea a făcut ceva ilegal, ceva care a deturnat foarte mult din banii plătiți de bucureșteni și primăria capitalei a ajuns să intre în colaps. Partea cu firmele este însă doar jumătate din sifonăria făcută de firea din bani publici, sau poate chiar mai mult de jumătate, pentru că aici s-au dus foarte mulți bani. O altă parte a fost, dragii mei, susținerea acordată din bani publici, din banii bucureștenilor. Vedeți, eu după atâția ani de Timișoara, tot îmi vine să zic timișorenilor, din banii bucureștenilor, susținerea acordată pentru tot ceea ce înseamnă mafia media, oameni buni, televiziuni, toate televiziunile și-au luat bani de la primăria capitalei sub diverse pretexte. Site-uri mari de știri ale mafioților, gen DC News, gen Știri pe Surse, EVZ și altele. Deci toată propaganda mafiei, de când e firea primar, a putut să supraviețuiască și să fie hrănită și să funcționeze cu banii bucureștenilor, bani din taxe și impozite. Firea a făcut treaba asta pe două căi. Una mai directă, că le-a dat bani pentru diverse pretexte, inclusiv prin firme care livrează Apa Nova, de exemplu. Ce treabă are Apa Nova să-și facă reclamă pe televiziuni? Aia clar este și pagă politică dată de la administrația Firea și alte și alte lucruri. Ăsta a fost un aspect. Al doilea aspect, pe acolo pe unde s-au dus banii foarte mulți, a fost acest mod de operare al Gabrielei Firea, în care ea ce-a făcut? Ca să aibă motiv să dea foarte mulți bani, în special către Antena 3 și către România TV, a inventat fel și fel de festivaluri, fel și fel de chermeze, fel și fel de manifestări publice, la care, evident, nu trebuie să le faci reclamă. Și aici s-au dus foarte, foarte mulți bani, oameni buni. A fost un dezmăț efectiv. Fiecare bâlci făcut de Firea, prin niște fundații atașate primăriei, fiecare bâlci făcut de Firea a însemnat foarte mulți bani băgați în organizare, foarte mulți bani sifonați prin acele firme de organizare de evenimente care s-au ocupat de aceste festivaluri. Au însemnat foarte mulți bani. Festivalurile astea au fost folosite ca pretext. Festivaluri, concerte, fel și fel de mizerii, de fel și fel de prostii, da? Toate astea au fost folosite ca pretext pentru ca primăria municipiului București, din banii bucureștenilor, să livreze sume importante în conturile propagandei mafiei. Practic, Firea a finanțat cu bani foarte mulți tot ceea ce înseamnă Antena 3, tot ceea ce înseamnă România TV. Am văzut reclame de la Primăria București pe B1 TV. Eu de-a lungul timpului am tot pus, când am văzut aceste reclame anormale, da? Acum văd că Primăria Sectorului 3 face exact ceva de genul ăsta. A făcut reclame, dă pe toate televiziunile naționale, domne, să n-arunci gunoiul pe jos. Păi ce sens are să dai tu de la Primăria Sectorului 3 reclame pe televiziuni naționale, unde audiența e din Sectorul 3, audiența e 1%? Ce-l interesează pe ăla de la Cluj, că să nu arunci gunoiul pe jos în Sectorul 3? Păi dacă vrei să informezi cetățenii, fă, nu știu, fluturașii, bagă la cetățenii în ușă fluturașii din Sectorul 3. Dar nu te duci la televiziune, deci acolo clar este ceva extrem, extrem, extrem de dubios în această campanie. Dar asta este o chestiune, dragii mei, pe care o fac. A făcut-o Gabriela Firea timp de 2 ani de zile și astfel pur și simplu a bugetul municipiului București pur și simplu a fost jefuit, a fost jecmănit în acest mod. Deci firmele pe care le-a făcut, o grămadă de firme, și toate aceste manifestări, festivaluri, chermeze, toate făcute ca pretext să smulgă foarte mulți bani prin firmele de organizare de evenimente, în spatele cărora sunt tot oamenii ei, tot oamenii infectului de pandele, și ca să dea foarte, foarte mulți bani către televiziunile mafiei, oameni buni. Antena 3, eu cred că a putut să supraviețuiască în acești 2 ani de zile cu banii de la Gabriela Firea, de la Primăria Capitalei. România TV a încasat foarte mulți bani de la Gabriela Firea, de la Primăria Capitalei. Adăugați la asta și sumele generoase pe care Gabriela Firea le-a
trimis către Catedrala Mântuirii Neamului și către alte astfel de proiecte ale bisericii, deși bucureștenii nu au plătit taxe și impozite pentru asta, oameni buni. Taxele și impozitele se plătesc ca să asfaltez drumurile, ca să meargă serviciile publice. Nu se plătesc ca să funcționeze Antena 3 și România TV. În opinia mea, situația, tot acest complex de factori care a dus la falimentarea Bucureștiului și la aducerea capitalei României în situația în care este un oraș falimentar declarat chiar de către primar, ar trebui să facă obiectul unei anchete a Direcției Naționale Anticorupție și banii să fie recuperați. Voiculescu ar trebui televiziunea lui, nu știu, să-și o vândă, să dea înapoi toți banii la primăria București. Toți cei care au încasat bani din aceste mizerii ar trebui să returneze acești bani. Dacă vă uitați în secțiunea de fotografii a paginii mele de Facebook, o să vedeți de-a lungul timpului, cam așa, la 2-3 luni de zile, când am văzut aceste campanii, am făcut print screen-uri și am postat pe Facebook și am spus, domne, campanie pentru nu știu ce, târg de nu știu unde din București. Ce caută asta la televiziune de știri cu răspândire națională? E clar că aici se sifonează bani de la Gabriela Firea cu dedicație pentru televiziunile mafii. Fotografiile sunt puse, cam acesta este fenomenul. Cei care doriți și mai multe informații puteți să le obțineți. S-au scris zeci de articole despre firmele înființate ilegal de Gabriela Firea. Mai puțin s-a scris despre banii dați de Gabriela Firea către televiziunile mafie, pentru că presa 90% e a mafie și atunci nu poate să scrie despre asta. Și cei care au scris despre acele firme înființate ilegal sunt câteva site-uri independente care mai există în România. Așa a ajuns, oameni buni, Bucureștiul să fie falimentat de către Gabriela Firea, această creatură a infractorului Dan Voiculescu. Ea este doar un personaj construit de Voiculescu și plasat în brațele PSD-ului, așa cum și-a plasat Voiculescu oameni și pe listele de la europarlamentare și care a ajuns să fie primar din pricina faptului că alegerile se organizează local dintr-un singur tur de scrutin și atunci ea a avut cele mai multe voturi, dar de fapt, dacă ne luăm la numărul total de alegători din București, ea nu are niciun fel de reprezentativitate și dacă ar fost două tururi de scrutin, probabil că nu ieșea veci pururi primar. De aceea e foarte important să se revină la sistemul de vot pentru primari în două tururi de scrutin.